Deci, țara asta trebuie să iasă în evidență, după părerea mea, și prin cele bune. Că am fost câteodată ticăloși, că am avut trădători în sânul nostru. Știm, prea mult am vorbit de ei. Sigur că unii care au trăit mai mult, ca mine și ca mine, știți că sub Ceaușescu eram albi și imaculați, voivozii, victorii și nu prea vorbeam de înfrângeri. Dar în ăștia 30 de ani care au trecut, am vorbit mai mult de înfrângeri și de nimicnicia noastră. Eu vreau să vă propun să echilibrăm un pic lucrurile și să fim convinși că dacă încă existăm ca popor și dacă n-am fost înghițiți de alții, cum au fost hunii, gepizii, avarii, pecenegii, cumanii, cine a mai auzit de popoarele astea astăzi? S-au topit în alte popoare. Dacă noi am reușit să ne formăm greu în mileniul întâi al erei creștine, dacă ne-am creștinat și am primit cuvântul Domnului în limba latină și apoi ne-am organizat biserica în formă slavă, am fost o punte în acest colț de Europa. Și de multe ori părerea noastră a contat. Iancu de Hunedoara, care era numit Valahus, cu dispreț, fiindcă era de neam românesc, și familia avea moșie în țara românească, în județul Argeșului, la Corbii de Piatră, de unde vine corbul pe stemă. Iancu de Hunedoara a ajuns campion al Europei în lupta contra păgânătății. Că pe vremea aceea, Europa creștină lupta cu păgânii. Eu nu pot să spun altceva dacă așa era atunci. Și păgânii ne numeau pe noi gheauri, care e un cuvânt de dispreț, noi îi numeam păgâni și războiul sfânt era la ordinea zilei. Iar domnii noștri, care au luptat cu turcii și i-au omorât, erau lăudați pentru că au răspândit cuvântul Domnului în păgânătate. Prin asta, noi zicem astăzi că au făcut crime. Atunci, mari conducători ai Europei, inclusiv Papa, ziceau că apără Republica Creștină. Și l-au făcut pe Ștefan cel Mare, singurul domn ortodox, atlet al lui Hristos. Iar împăratul romano-german voia să-l facă guvernator al Transilvaniei și domn al țării românești ca să reînvie Dacia. Aia de odinioară, veche. Deci, toate astea ar trebui din când în când să le avem în minte, să putem răspunde străinilor învățând limbile lor. Cel mai frumos e când te duci în Italia să le spui în limba lor ce vrei, în Franța în franceză, în lumea anglofonă în engleză, în germană, dacă le spui în germană, e o minune. Germana e o limbă dificilă, cum știți, și nu prea învață mulți români, deși ar trebui. Făcând aceste lucruri, cumva ne binecuvântăm locul acesta în lume. Iar Brașovul, care ar fi meritat să fie capitala României întregite, fiind situată în mijlocul geografic al pământului românesc, Brașovul care reunește, face o întâlnire între cele trei țări românești, Transilvania, Moldova și țara românească, Brașovul care are Biserica Sfântul Nicolae, cu cei mai mulți ctitori, domni români, de pe toată rotunjimea pământului românesc. Nici în Moldova, nici în țara românească nu sunt atâția domni ctitori. Ctitor nu înseamnă numai constructor, înseamnă și dăruitor, om generos care a dat de la sfeșnice și turnuri și clopote ale bisericilor, până la iconostase, icoane frumoase. Biserica Sfântul Nicolae e o minune a acestui pământ. Nu le știm prezenta. Cum vă spuneam, de multe ori ne nimicnicim. Nu trebuie să vină alții. O facem noi cu mare artă. Dacă am ști să semănăm în mințile copiilor câteva din aceste lucruri, nu toate, pe rând, am câștigat foarte mult. Eu nu mă mir că unii membri ai familiilor românești, ajunși la disperare, își îndeamnă copiii să meargă la școli în alte părți, cât mai departe de noi,
că părinții sunt subiectivi și ar vrea să-i vadă pe copiii lor cei mai realizați din lume. Eu mă mir că unii colegi, profesori, colegi de-ai mei, la liceu, când termină copiii buni, am văzut în Cluj cazuri, le spun celor care sunt ieșiți din comun, tu du-te în străinătate, du-te și învață acolo. Dumneavoastră știți că nu mai vin mulți înapoi, cum veneau în epoca interbelică. Credeți că Sextil Pușcariu nu putea rămâne la Viena? Victor Babeș putea rămâne la Paris? Toți au fost ademeniți și chemați. Emil Rancoviță, care a ajuns să fie rector al Universității din Cluj, putea să fie peste tot în lume, oriunde voia el. O să ziceți, dar ei erau mai mult boieri, aveau din ce trăi. E drept, dar nici noi nu murim de foame. Haideți să le spunem copiilor întâi ce este neamul acesta. Să învățăm un pic datina. Să învățăm să deosebească florile. Am întâlnit student care nu știe ce-i frunza de stejar, care nu știe să deosebească un plop de un fag. Doamnelor și domnilor, nu mai trăim în mijlocul naturii, e adevărat. Dar noi am fost legați de natură. Toate operele noastre literare sunt pline de denumiri de acest gen. Ce rău le-am pricinuit dacă i-am învățat cum susură apa de izvor? Și de ce zice Eminescu, fiind băiet, păduri cu treieram și mă culcam ades lângă izvor? Haideți să învățăm toate astea. Vă mulțumesc!